Bună ziua, dragi prieteni din Taur. Haideți să vedem pentru luna mai puțin în general. Am să încep cu sănătatea. O să aveți ceva probleme de sănătate la începutul lunii. De exemplu, o intoxicare sau mâncați ceva ce nu vă cade bine, sau aveți febră sau dureri de la ochi, piele. Dar după aceea o să vă faceți bine. Mai poate fi că o să aveți ceva probleme cu respirația aici. Sau vă este frig. Sau frig, poate fi. Dar dacă aveți o boală sau ceva, arată că dați mulți bani pe medicamente și că vă faceți bine sau pe tratament sau la bani, nu uit acum. Haideți să vedem banii, așa și după aceea. Banii și serviciu aici, banii, serviciu, afaceri, ce aveți, da? Și după aceea, în general. Adică, să vedem ce este în general. Prima dată, banii și serviciu. Arată că lucrați undeva unde intră, iese lume multă, că vă place ce faceți, că sunteți fidel serviciului, că o să faceți o călătorie în interes de serviciu sau că lucrați cu oameni din afară sau că o să începeți să vă propună cineva să lucrați cu mai multă lume, cu mai multe vânzări sau în relații publice. Vă întâlniți pentru ceva afaceri și căutați posibilități să câștigați mai mulți bani. Să aveți grijă cum folosiți acești bani, de exemplu, pe distracție, pe lucruri de care nu aveți nevoie și să vă pară rău după aceea. Aveți unele lucruri ce faceți, proiecte sau și arată că sprijină un prieten aici. Vă sprijină această persoană și că vă ajută și că o să câștigați mulți bani cu ajutorul acestei persoane. Poate fi un coleg de serviciu, poate fi un asociat, poate fi iarăși la serviciu, vă sprijină cineva și că o să cumva vreți să răsplătiți această persoană, împărțiți sau câștigați ambii la fel în ceea ce faceți. Apoi mai spre mijlocul mai, parcă pregătiți un nou proiect și vreți ceva independent sau vreți să faceți o afacere sau o firmă pe cont propriu și o să aveți mare grijă de bani, cum îi investiți și vă gândiți foarte mult la viitor. Și vă gândiți să vă asociați cu cineva din afară, dar nu prea cheltuiți banii foarte mult în afară, că nu este bine. Apoi aveți multe idei, tot timpul în mișcare, ideile astea, tot timpul alte idei sau cu mesaje, cu vești, ceva ce se întâmplă rapid, cu mesaje foarte bune. De exemplu, dacă aveți ceva cu avocați, proiect independent, ceva schimbări la serviciu, mărire de venituri, poate fi. Așa. Poate fi o persoană din rac, scorpion, pești, cu care comunicați. Așa, gemeni, vărsător, balanță, o să ceva oficial sau un nou serviciu, poate fi, sau un proiect, chiar un proiect, da. Cineva cu încredere, foarte bine, foarte bine. Haideți să vedem în general. Puțin în general. A
Aveți unele blocaje pentru a face o afacere, cineva vă trădează, pentru a încheia un contract pentru berbec leu-săgetător, poate fi să te supărați, nervoși pe această persoană sau gemeni vărsător, balanță, vești, primiți mesaje, documente, semnați documente. Aceste documente pot fi că amenințare sau minciuni, vești primiți despre niște blocaje, să nu credeți că nu este adevărat, să nu aveți încredere, nu vă încredeți pentru că nu este așa ce vi se spune. Cine vă caută și vă spune, vă caută și vă spune ca să vă blocheze, ca să plecați de undeva. De asta vă minte. Vă minte ca să plecați. Asta dumneavoastră trebuie să știți ce vă spun eu aici. Eu nu știu ce vă spun, dar vă spun că vreți să eliminați niște probleme și apelați la cineva sau mesaje și arată mai multe minciuni cu aceste mesaje. Mesajele și minciunile sunt de la o femeie, asta sigur, în care nu mai aveți încredere, este o femeie instabilă sau cu care, în care nu aveți încredere sau este ea instabilă sau, da, deci asta. Și șarpele este o femeie, poate fi o femeie, poate fi o trădare, falsitate, multe minciuni, cineva care umblă cu ocolișuri sau gelozie, răzbunare. Sau vreți să vă răzbunați pe cineva care a plecat? Sau să trădați minciuni? Minciuni, situații intrigante, mulți dușmani. Haideți să vedem la dragoste pentru perechi și după aceea pentru cei singuri. Pentru perechi, sunteți într-o situație în care, în pereche, că ați ajuns la o limită, la un punct, la un final, că este o carte negativă aici, ca și când vreți ceva nou, vreți să se termine o situație care nu vă place, un moment de criză în pereche. E bine să aveți un pic de răbdare, că aveți noroc până la urmă, rezolvați problemele, o să aveți multă dragoste spre sfârșitul lunii, dar la începutul lunii apare o ceartă, apare o criză, apare o problemă. Sau dacă aveți o relație cu cineva nou sau cu un amant, o amantă și sunteți în criză, apare o criză și apare că nu puteți susține această relație sau continua din cauza că sunteți căsătoriți sau sunteți cu cineva oficial. N-arată o întâlnire, o naștere, un sentiment care durează sau va dura foarte mult. Deci sunteți îndrăgostiți de această persoană sau în pereche multe dragoste, fericire până la urmă. Până la urmă aveți noroc și împlinire în dragoste, deci rezolvați problemele pe care le aveți. Așa, orică vă mai cere cineva să vă împăcați, să mai dați o șansă, mai, acum dacă dați șansă dumneavoastră, știți? După probleme o să aveți succes, iertați, supărare, poate. Ok. Așa, asta să vă spun despre zodii. Taur, fecioară capricorn. Poate să fie un nou început sau o terminare cu această persoană.
Rac, scorpion, pești, poate fi persoana respectivă sau atât. Așa. Aici, pentru cei singuri. Pentru cei singuri, poate fi o persoană din Taur, Fecioară, Capricorn, Gemeni, Vărsător, Balanță, Bebec, Leu, Săgetător și atât. Așa. Aici aveți o persoană sau vă gândiți la o persoană cu diferență mare de vârstă, mult mai tânără, sau la o nouă dragoste ați cunoscut pe cineva sau cunoașteți pe cineva sau veți cunoaște sau veți începe o relație cu o persoană mai tânără. S-ar putea să aveți probleme pentru că persoana asta vrea alte lucruri decât dumneavoastră. Arată că creșteți, aveți experiență, parcă ați mai avut relații așa cu persoane tinere, aveți mai multă experiență. Aveți mult stres, unii sunteți supărați, unii sunteți de mult timp singuri. Și ce vorbiți, aici păsările mai înseamnă vorbe care vorbiți, să aveți grijă, pentru că persoanele înțeleg altceva. Și dacă vorbiți scris cu cineva, mai bine vorbiți direct ca să nu... Că arată o încurcătură de cuvinte, neînțelegeri. Aici ursul spune că puteți întâlni pe cineva la serviciu, dar nu va fi ceva persoană să rămâneți cu această persoană. Veți avea o aventură sau o relație, dar nu rămâneți împreună. Apoi mai simțiți atracție pentru cineva sau întâlniți o persoană sau persoana asta tânără pe care o întâlniți este emoțională, este emoțională, este emoționantă. Da? Sau foarte, este o persoană intuitivă, este o persoană intuitivă, tristă, poate fi creativă sau are o imaginație bogată. Așa, doar că vă zic că vrea alte lucruri decât dumneavoastră. Păi e normal că e diferența de vârstă. Așa, trebuie să aveți răbdare cu această persoană. Și o să aveți. Pentru că apar unele mici conflicte, pot apărea cu frați, cu surori, cu din familie. Un nou început, ceva bani puțin văd aici, dar nu știu dacă e important. Un început nou, deci sigur întâlniți pe cineva, cei singuri. Dacă sunteți singuri, nu veți mai fi singuri. Veți întâlni o persoană și veți avea relație cu o persoană mult mai tânără. Așa. Această persoană are o soră sau un frate geamăn, poate fi. Dar este puțin arogantă. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.